Ziua Culturii Naționale marchează în acest an 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. În lumina celebrării Zilei Culturii Naționale la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași, evenimentul Eminescu 174 a oferit o incursiune fascinantă în universul poetic al marelui scriitor român. Cu o tradiție îndelungată și un nume care își trage rădăcinile din destinul poetic al lui Mihai Eminescu, biblioteca a găzduit o serie de manifestări dedicate poetului, aducând în prim plan inovații și proiecte menite să împărtășească moștenirea culturală a acestuia cu publicul contemporan. Astăzi, de Ziua Culturii Naționale, de Ziua lui Mihai Eminescu, ziua de naștere a poetului, se organizează acest frumos edificiu și locaj de cultură, Biblioteca Centrală Universitară, un dublu eveniment sau un eveniment complex, și anume expoziția care poate fi văzută aici, organizată de către Departamentul de Colecții Speciale al Bibliotecii, expoziție care cuprinde o selecție, că nu se poate tot, din traducerile în limbi străine din opera eminesciană. În ceea ce privește conferința pe care o voi ține, abordează un subiect și el poate puțin mai nu atât de des abordat, mai ales prin o parte a conferinței, și anume relația dintre Mihai Eminescu și spațiul cultural german. Eminescu a fost și un mare filolog. A avut o cultură imensă și, din păcate, aceste aspecte sunt mai puțin vizibile, tocmai din cauza interesului fixat pe cele câteva zeci de poeme care sunt mereu invocate, cântate și pun puțin în umbră restul creației. Deci cam acestea ar fi scopurile și ceea ce mi-am propus prin această intervenție. Expoziția e umbra umbrei scrisumi, care poate fi admirată în perioada 15-31 ianuarie, a oferit publicului o incursiune în lumea traducerilor operei eminesciene. Titlul expoziției, inspirat din Levantul de Mircea Cărtărescu, a subliniat încă o dată profunzimea și complexitatea operei lui Eminescu. O expoziție frumoasă de carte dedicată traducerilor din opera lui Eminescu. O avem invitată pe doamna profesor universitar dr. Marina Mureșanu Ionescu, care ne va vorbi despre izvoarele creației eminesciene și impactul operei lui Eminescu în lumea anglosaxonă și în lumea germană. Mai apoi, după momentul de la bibliotecă, vom merge la Academia Română Filiala Iași, în aula Academiei, în parteneriat cu colegii noștri de la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, unde vom asculta câteva comunicări și corala universității. În paralel cu expoziția, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu a lansat proiectul Colecția Digitală Eminescu în 2022, transformând fondul documentar într-o resursă digitală accesibilă publicului. Manifestările au continuat la Institutul de Filologie Română a Filipide, Academia Română Filiala Iași, unde conferințele au adus în discuție diverse teme legate de cultura română.